batalha, aunque te veremos y te resuena, si amantes que la terri Cristo, si va, encara ya me conozco. Y el aromás un primat, el minte amigo chasmi, pentru că acolo vorbeam despre o pierdă. El își amintește, este vorba de psalmul 20. Aș vrea întotdeauna Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți amintești pe păstor, să trăiești cu păstorul. Îi spuneam la fratele Irimuș să grăbească ziua aceasta și mă bucur că a venit ziua aceasta împreună cu toți. Și cu un slujitor pe care îl avem astăzi cu noi, vom fi mai puternici și mai biruitori. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Așa. Așa de mult mă bucur când avem puterea să rostim din toată inima, slăvit să fie Domnul. E cel mai important lucru. Mă bucur că sunt în dimineața aceasta aici, mă bucur să-i văd pe frați, iar cântarea pe care vreau să o cânt, versurile ei spun: pentru că e mare preț în ochii mei. Pentru că toți avem preț în ochii lui Dumnezeu și oricare suntem, să nu uitați lucrul acesta, suntem iubiți de Dumnezeu. Dau oameni și popoare pentru tine, spune cântarea aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fim întotdeauna alături de cuvântul Său. Și El pe fiecare ne va călăuzi și ne va întări. Amin. Să fie El.
îngerii și-au biruit în viața lor până la sfârșit. Răsplata voastră mare atunci va fi, o veșnicie veți fi fericit. Uitați tot ce-a fost aici a jos, căci eu, Iisus, voi fi mirele vos. Pentru că-i mare preț în ochii mei, te țin de mână, ești copilul meu. Dau oameni și popoare pentru tine, că-și te iubesc și vreau ca tu să știi. Amin.